Acest proiect este unul inedit pentru Republica Moldova și nu numai. Această idee a fost implementată identic cantonamentelor care se petrec în sport. 10 zile le-am petrecut noi ca profesori împreună cu elevii, studiind intensiv de dimineață până seara, uneori până seara târziu. Scopul nostru de fapt este să creștem noi generații care pășesc pe urmele noastre și să putem să dăm informații noi, poate pentru unii elevi, studenți, de ce nu? Ne-am gândit să facem și ceva nou, mai ales pentru muzica populară. Din motiv că am studiat foarte mult folclorul românesc, am decis să le punem pe note, să le punem pe hârtie, adevărat cum se cântă. Și din motiv că folclorul deja nu se mai cântă pe prispă, se cântă academic, se cântă școlit, punem mare accent pe muzica academică. Ne-am străduit în aceste 10 zile să le dăm elevilor o informație poate pe care nu o cunoșteau până acum. Așa cum am finisat proiectul, noi suntem foarte, foarte mândri și foarte bucuroși de rezultatul care l-am obținut. De fapt, asta este și scopul, ca în aceste 10 zile să demonstrăm, în timp puțin, se pot face mari rezultate. Am încercat să creăm condiții maxime copiilor pentru ca ocupația să fie cât mai confortabilă. Dar fiecare știe că trebuie să muncească foarte mult ca să obținem rezultate în final foarte bune. Ne bucurăm că toți sunt sănătoși, toți sunt bine și am reușit să facem performanțele dorite. Ne bucurăm de faptul că avem foarte multe cereri. Pe viitor sper să ne reușească să extindem acest proiect maximal posibil. La sfârșitul proiectului am organizat un examen în format video, unde elevii au avut onoarea, plăcere și mari emoții de a cânta alături de muzicieni de mare valoare de la noi din țară. Dorim tuturor multă, multă sănătate și faceți lucruri frumoase!